fost odată la voi în emisiune. Care e antrenoarea care a slăbit? Am mai fost odată la voi în emisiune pe subiectul acesta, era noi, da. Dar nu era niciunul dintre noi. Și am vorbit foarte mult de Diana. De data aceasta... Noi eram? Nu. Noi eram, nu se parcă pune. Parcă e ceva schimbat. Ah, da. Altă emisiune. Canapeaua. Tot extra night show, dar o mai luăm o dată. Ia să vedem. Hai să vorbim un pic pe rând, ca să ne înțelegem, să nu punem o întrebare comună. Roxana Chiriță, a fost ziua ta de curând? Pe 11 aprilie, da. Și ai primit un cadou cam nasol? Da. Ce ai pățit? Din păcate, am fost plecată în concediu, vacanță, surpriză. Asta e din fericire. Asta nu e din păcate, asta e din fericire, credem. Se ajunge la final, păcatele ăla. Nu, n-am mai avut o vacanță de 5-6 ani, deci stai comită. Păcatele le spune la final. Știi că nu cred. Că el a avut doar păcate de 5-6 ani. Văd eu pe rețelele de socializare sau așa pare. Da, cred că nu sunt eu ăla care trebuie din vacanță. Ai spus tu că ai ceva conturi fake. Da, am fake-uri de astea mult. El ia vacanță între emisiunea de dimineață și aia de seară. E vacanță, e pe la prânz. E bine. Așa. Așadar, fetele mi-au organizat o surpriză în Barcelona pentru că eu sunt o nomadă înrăită. Și când m-am întors, mi-am găsit apartamentul distrus, dat peste cap, plin de haine. Ți-au lăsat haine? Pe care nu le aveai. Ți-au adus haine? Din păcate nu. Absolut tot era întors, totul era cutrobăit, era distrus apartamentul meu. Incredibil. A fost o traumă, pe bune acum. Că a fost o traumă. Ai mai putut să stai în apartamentul? Nu, sincer nu. Am avut o perioadă când efectiv m-am mutat la ei mei, mi-era frică și când stăteam acasă la mama și la tata și auzeam ceva, un zgomot, săream din pat. Adică în seara aceea ai plecat și nu te mai întors niciodată acolo să locuiești? M-am mai întors, dar după ce am securizat toată casa. Adică a fost o perioadă cruntă și... Chiar am vrut să spun despre treaba asta. Inițial am vrut să închid acolo și să rămână doar între mine și familia mea, însă văd și aud tot mai mulți artiști din România care pățesc chestia asta. Știi de ce? Pentru că plecați în vacanțe și vă puneți poze. Exact. Ia uite ce mișto e la Văscăuți. Mamă, ce tare e în Barcelona. E vacanță, se pun când te întorci. Și să vină peste mine, să intre peste mine în casă, ce fac atunci? Că eu mor de inimă. Eu cred că cea mai mare greșeală este să postezi de acasă, să-ți postezi locația, să postezi împrejurimile casei tale. Și dacă pleci în vacanță și, cum a spus Andrei, vin apoi și postezi atunci. Ai grijă. Sau ai grijă să nu-ți postezi casa. Păi da, dar tu ești acasă, se aude acolo ceva, gălăgie. Nu e chiar așa. Ai recuperat ceva? Absolut nimic. Nu i-au prins? Absolut nimic. Nu, absolut nimic. Și te-ai mutat? Înțeleg că stăteai cu chirie sau era apartamentul tău? Da. Și l-ai vândut? Ți-a luat altul? Nu, dar urmează. Adică cât a fost prejudiciu? Nu. Ai făcut un calcul așa? Da. Că am văzut că aveai niște ghete scumpe, am văzut că ți-a lăsat încărcătorul, l-ai pus la sub. Aveai ceva în priză când ți-au luat? A fost fericit. Cam inițial, cât a fost suma așa, ți-ai făcut un calcul? Nu contează, că s-a întâmplat în săptămâna mare și chiar m-am gândit, na, păi ce să mai și zic, vine Paștele și la ei, asta este. Aveau și ei nevoie de una alta. Așa s-a întâmplat, tot timpul am zis că să plătesc cu sănătate, mai bine plătesc cu bani, ceea ce trebuie să se întâmple. Frumos, ai zis bine. Da. Am înțeles că la un moment dat ai avut și mașina spartă sau chiar de două ori. Chiar de două ori, da, înainte. Nu știu. Am contactat inclusiv autoritățile, am chemat. Nu se află nimic, absolut. Nu au existat urme, nimic, nu s-au găsit amprente. Doar o singură amprentă, era o mărime de pantof 44. Dar... Că au lăsat ceva, n-au plecat chiar așa. Pe Emilia Mușală o știi? Ai auzit de ea? Și ei, i-a fost casa spartă de trei ori. La fel. Și poate fi aceiași hoți care acționează, uite, la vedete, la fete care se expun, își expun bogățiile, eu știu, nu știu ce aveai tu. Nu neapărat. Probabil că noi, persoanele publice, suntem mult mai vizate, din păcate. Dar asta este un semnal de alarmă pentru că a trebuit să mă organizez și să securizez absolut tot. Asta, apropo de semnalul de alarmă, inclusiv ți-ai pus? Un GoPro în mașină. Ți-ai pus alarmă, ți-ai pus tot ce trebuie, acum ești în siguranță. Absolut. Uite-o numai bine ca noi. O canapea, un televizor și o bibliotecă, dacă vine să ia, nu știe ce să se apuce. Că dacă ia canapeaua, face mai multe cărți, îi sare clavicula, dacă ia televizorul, face infarct până la ușă. Dacă îi dau televizorul în cârcă, face stop cardiac cu el. Îi trebuie 7 hoți sau care? Ăla e vintage. Ăla e vintage, da, ce? Mai e la mod acum să iei televizoare și laptopul nou. Ce să? Nu-i mai bine ca noi? Da, hai, rămâi așa, n-ai nicio tradiție. Am pe perete două tablouri de recol, un milion, unu, milion. Înainte când eram singur, venea cineva la mine și mă întreba, tu aici stai? Da. Păi și unde ții haine? Nici șifonier n-ai.
Vezi? Le simt pe la vecini, mai când usucă unul rufe, mă duc și mi-au un perche de pantaloni. Casa, mi-e cerul și pământul. Vezi? Ce mai bine așa. Să trebuie să prezinți emisiuni, că te îmbracă stiliștii, n-ai nicio treabă. Să ai minimalist totul, să fie pe minim. Așa păi de-aia să poți minimalist. Frigider de la mic, micuț, să bagi acolo un pic și aia e tot. Păi da, pentru că nu ne lasă doamna antrenoare să... Foarte bine îți face, nu ne lasă absolut nimic. Bine îți face. Așa, am văzut-o că e cam dură. Ne mută spre antrenoare. Ai slăbit 20 de kilograme, dietă și sport. Și te-a ajutat Diana să slăbești? Da, da. Bine, și hoții au ajutat acum. Acum de stres cât am plâns și cât am oftat. Bine, n-am avut idei. N-am mai avut eu nici mâncare, nici bani de pufuleți, nici de ce deci, practic, tu de aici ai început. Avem acum câteva fotografii cu tine și aoleu, cred că... Aoleu, dar iară pozele astea. Mamă, dar ce fumă. Nu vrei să le mai dăm? Tu ești acolo? Dar ești foarte frumoasă, să știi. Mulțumesc, foarte, foarte frumoasă. Foarte frumos arătai pe cuvânt. Uite ce că... Uite ce... Eram un munte de dulceață. Da, auzi? Tapetul ăla ți l-au luat din spate. Păi să-ți faci tu o poză. Știi că nu eram acasă la mine. Eram... A, nu erai? Eram la un eveniment. Uite. Vezi că nu era rău. Uite ce... Uite aici, aici, da, aici parcă un pic ai depășit. Ai exagerat un pic. Ei, păi a fost și Crăciunul atunci, ce vrei? Așa, și te-a ajutat pe tine Diana, da? Că se transformă aici domnul Andrei Ștefănescu în George Buhnici. Să știi că tot aici s-au mai nenorocit oameni, eu zic să stai liniștit acolo. Mereu aici, aici analizează-ți cuvintele și dă-le drumul la un moment dat. Kill the world. Stai liniștit. Nici n-am auzit ce ai spus. Așa. Cred că e mai bine. Diana este cea care, cu care ai lucrat foarte mult. Diana... Diana nu este doar salvatoarea mea, adică... Am auzit că e salvatoarea multor oameni. Nu este, este a multor, multor. Dar vezi multor tu, ca femei. Să ne apucăm de sport, de slăbit, avem nevoie de o motivație, întotdeauna. Motivația ta, Diana, care a fost? Cum am slăbit eu? Da, adică de ce? Mă înșelase iubitul de la vremea respectivă. Ăla mi-a fost așa de clicul. Ai mă înșelase pentru cu femeia perfectă. Te-a înșelat? Sau? Nu, pentru că era femeia perfectă cu care m-a înșelat. Te-ai uitat la ea și s-a părut perfectă? Da, nu i-am găsit niciun defect, dar niciunul. Așa ceva? Da. Primul lucru, voi găsiți un defect. Mai că te îndrăgostise și tu de ea. Da, eu nu l-am găsit. Așa, da, bine, aici pe tine, Diana. Da. Before înseamnă înainte să fii înșelată, practic. Da. Și după aia. Așa. I-a privit. Da, un eveniment nefericit, dar bănuiesc că până la urmă a fost totul spre bine. Da, clar, da. Nu? Da. Așa, și te-ai apucat de sală. Pentru nu, că ai vrut să arăți. M-am apucat să slăbesc. Da. Fără sală, din păcate. Prima fază am slăbit înfometându-mă. După care... Am văzut că fizicul meu nu era chiar ce trebuie. Eu ți-am văzut filmulețele de acum și acolo spui ca nu cumva să ne înfometăm. Ai mai un lucru mișto, da, da, da. Că nu numer caloriile, așa slăbesc oamenii. Slavă Domnului că nu le numer, să mâncăm cât vrem, așa. După care m-am apucat de sport. Da. Eu sunt și medic veterinar de meserie și acolo mi-am cunoscut soțul. În fostul, de fapt. De unde am și luat toată meseria și m-am învățat tot ceea ce știu. Uh-huh. Și așa am început să fac foarte mult sport, să devin o pasiune pentru mine și așa am apucat calea asta de antrenor de fitness. Faci un stil de viață. Păi, bun. Și atunci ai început să arăți perfect. Da. Și ai fost mulțumită de tine. Da. Și cu al doilea soț a fost dosul norocos? Nu. Tot acolo am ajuns? Da, tot acolo am ajuns, dar de data asta m-am înșelat cu o clientă. Haide, mă, băi, fraților, lăsați-mă o nene. Deci tu aici? Pentru el le pregăteai, așa avea senzația. Și te-ai îngrășat. În locul tău mă îngrășam. Ia stai, mă, dacă n-a mers așa, slabă n-a mers, ia stai, mă, că mă fac la loc. Nu, nu, chiar îi mulțumesc pentru tot ce... Și noi. Nu te mint, m-am uitat acum în spate. Chiar îi mulțumim, bravo, frate, ai făcut mare treabă. Te mulțumim, am îndurora. S-a reușit, fraților, v-a reușit. Doamne, când lucrează doi oameni, iată ce... Uite-mă ce vezi ce înseamnă bărbatul. Tot bărbatul. Nu, mă, tot bărbatul face tot. Vedeți? Băi, sunt oameni care vin în viața noastră cu un scop și îl îndeplinesc și ei își văd mai departe de drum. Și ăsta a fost scopul lui în viața ta. Da, și altfel nu slăbeai niciodată. Sincer, da. Cum sunt? Ghizi, cum? Spirituale. Exact. Da, exact. Bravo, frumos. Uite și cuvinte din asta din dicționar. Frumos, mulțumim că noi nu prea le folosim aici. Așa. Trei cuvinte și mult. Stai puțin. Mama m-a pus de mică, asta era pedeapsa cea mai cea. Citește. Am mai avut ieri o discuție despre fitness. N-am reușit să aflăm exact cum să facem, cum să slăbim. Nici nu avem foarte mult timp, deci o să rog puțin să ne spui cum ai făcut să o slăbești pe aia 20 de kilograme, pentru că aș vrea și eu vreo 10 și nu știu cum să fac. Nu pe mine, eu sunt cel mai prost exemplu. Cum poți să în general? No, în primul rând, pun foarte mult suflet cu fiecare client. Uh-huh. Și sincer, înțeleg toate etapele prin care trece, pentru că și eu deja am trecut prin asta. Și în primul rând, nu știu, fac foarte multe chestii de grup. Deci cred că asta pentru mine a fost, este cheia succesului. Chestii de grup. Ca la Alcoolici Anonimi, aduni așa oamenii și faci cu ei în același timp? Facem sport împreună, facem bootcamp-uri. Da. Și totul e așa la grup. Că cum e procentajul? Că-ți cum? Iată că citesc aici, a avut recorduri mari. Câți? Minus 55 de kilograme într-un an. Wow! Fără operație.
Fără. Și nu spune Roxana că n-ai fost un exemplu foarte bun, că tu ai slăbit 20 kg în 4 luni. Ceea ce pentru mine ar fi enorm. Un record. Nu, spune asta pentru că mai avem de slăbit 4-5 kg și... Alea sunt... Aici nu suntem de acord, să punem la vot oamenii. Eu, din câte știu, ultimele 4-5 kg se dau jos cel mai greu. Da. Hai să rămânem la alea importante cu grupul. Alea sunt ale mele, ultimele 4. Stați un pic, v-ați aprins cu kilogramele. Stai să facem pasta cu grupul. Aici e curiozitatea. Câți băieți, câte fete în grupul ăla? Lucrez numai cu femei. Deci, Andrei, aia a fost. Ai da, pentru că fostul soț era, se ocupa de bărbați și am rămas și după divorț așa la un respect. Acum... Păi înțeleg că până s-a ocupat și de femei. Dacă, nu, dar de bărbați cine se ocupă? Pentru că avem și noi nevoie, nu doar fostul femeile. Fostul meu soț este un antrenor foarte bun, sincer. Da? Da. Perfect, atunci mine, o să apelăm la, la el, o să eu la bărbați nu merg că e dur. Eu nu, bărbații sunt duri. Nu e dur. Da. Știi că Roxana o să fie colega noastră. În curând, o să ai o emisiune la Antena Star. El, să știi că pentru el, că e un superstar, este Antena Superstars. Am uitat să aduc șampanie antena, să sărbătorim. Dar în septembrie. Când începi? În septembrie va avea loc premiera emisiunii noastre. Este o emisiune înspre reality, însă bine, nu am voie să divulg foarte, foarte multe pentru că bine, nici ai spus, ai spus tot. Septembrie, reality, asta o să fie despre noi. Atât, e bine, dar vezi ce spui, să nu spui chiar tot. Septembrie reality, suntem trei prietene. Mamă. Toate trei cântăm. Ce tare. Și fiecare cu viața ei, acum o să vedeți acolo tot felul de întâmplări super, super mișto. O să o vedeți și pe Diana în câteva episoade cu o altă față decât cea blândă pe care o are acum. Și cu emoții. Da, și cu emoții, o să vedeți cum este ea. Ai și invitat? În timpul lucrului. La emisiune? Nu invitați. Păi nu că e reality, e viața ei. Da, voi ați fi invitat undeva. Eu tot o să te invite. Dar ai fost aici. Tot dragul, dar o să venim aici. O să facem, facem filmare aici? La emisiune. Ce tare. Să vedem cum vă pregătiți reality, voi practic, înainte, tot ce se întâmplă într-o zi, voi filmați, nu? Da. Spectacole, ce mâncați, cum vă treziți. Exact. Aia, pe asta se întâmplă. Nu chiar tot ce mâncăm, acum mai ascundem și... Foarte tare. Ia uite, o să fie mișto. Așa. Ai pe să nu? O piesă nouă. Ai venit și cu piesă nouă. Am venit și cu o piesă nouă. Așa s-a nimerit, nu, și nici n-a ajuns venit, să... N-ai vrut să o aduci aici prima oară, a fost așa. Mi-a mai luat un Mercedes, să fie în ciuda tuturor celor care mi-au făcut cadou de Paște. Glumesc. Este o piesă nouă, sârbească. Mamă, tare. Adusă... Caldă, la noi, da. Premieră tot. La, la voi în premieră și sper din suflet să vă placă. Am o piesă nouă. Nu sunt făcute de mine, însă pentru toți cei care mă urmăresc și mă îndrăgesc, vă dedic piesa aceasta, să vă ajute Dumnezeu să vă luați nu un Mercedes, tot șrotru. Exact. A venit Sherisa aici să se pregătească, ea o să fie lângă tine cât o să cânti, tu te pregătești. Între timp vă spun că puteți să o urmăriți pe Diana Dumitra și pentru că are foarte multe programe pe internet. Eu le-am urmărit și am învățat de acolo foarte multe. Hai să cântăm. Mi-am mai luat un Mercedes. Am început